ultima oră, Comisia Iordache a modificat legea privind statutul magistraților. Comisia Special pentru Legile din Domeniul Justiției, condus de deputatul PSD Florin Iordache, a adoptat marți, 20 martie, un raport favorabil pentru modificările la legea 303/2004 privind statutul judecătorilor, sublinierei procurorilor, în conformitate cu decizia Curții Constituționale. Cea mai importantă modificare se referă la eliminarea presubliniereedintelui României din procedura de numire a presubliniereedintelui, sublinierei a vicepresubliniereedintelui în altei curci de casacie, sublinierei justiție. Astfel, alineatul 1 al articolului 53 se modific, sublinierei va avea următorul cuprins: presublinieredintele, vicepresublinieredincii, sublinierei presublinieredincii de secție a înaltei curci de casacie, sublinierei justiție sunt numiți de către secția pentru judecătoria Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judecătorii înaltei curci de casacie, sublinierei justiție care au funcționat la această instanță cel puțin 2 ani, sublinierei care nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani. După ce a trecut de comisie, legea va merge la vot, în plenul Camerei Deputaților.